Astăzi se împlinesc 40 de ani de când metalul rădăuț se întâlnea pe Steaua București în 16.000 Cupei României. Pe 23 februarie 1983, municipalul din Rădăuți avea să fie neîncăpător pentru cei care doreau să urmărească o mare campioană a României, Steaua București. Pe un frig pătrunzător la minus 20 de grade, metalul rădăuț și Steaua București au mers cap la cap 90 de minute, terminând la egalitate 0-0, Steaua București impunându-se în prelungiri cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Câmpianu 2 și Balint. Metalul rădăuț a evoluat atunci în următoarea alcătuire: Regulski, Ion Bălan, Gheorghe Petroae, Nicolae Ciornoluc, Vasile Boghean, Eugen Pruteanu, Viorel Stoica, Ioan Chircu, Andrei Gheorghe, Țilică și capitanul Constantin Nae. De partea cealaltă, Steaua a evoluat în următoarea alcătuire: Ducadam Angelini, Iovan, Belodedici, Fodor, Balint, Stoica, Popa, Barbu, Câmpeanu și Turcu, fiind primul meci oficial al lui Helmut Ducadam, care ulterior avea să ajungă eroul de la Sevilla.